Liderii PRM Gor spun că sunt pregătiți să facă față provocărilor la viitoarele alegeri locale. Aceștia afirmă că au în baza de date mai multe persoane care intenționează să-și schimbe carnetul de partid pentru a-l avea președinte pe tribun. Partidul România Mare are programul lui, are ideologia lui, are strategia lui, va merge la alegeri de unul singur. După alegeri va realiza majorități cu formațiune politice al căror program se apropie de programul Partidului România Mare, al căror programe vin interesul comunităților locale. Deși spun că este vorba de nume sonore din alte partide, se pare că identitatea acestora este ținută la secret pentru a-i proteja pe viitorii peremiști să nu-și piardă astfel posturile pe care le ocupă acum. Îi protejăm pe cei care vin de la alte formațiuni politice, care la ora actuală sunt aleși locali și care și-au exprimat dorința că vor candida pe listele Partidului României Mare. Îi protejăm pentru că, vă dați seama, ar fi dați afară de către formațiune politice. Reprezentanții PRM sunt optimiști în ceea ce privește scorul electoral, aceștia fiind absolut siguri că vor ocupa locul 2 în opțiunile electorale.